Doamnelor și domnilor, Rodica o joc brașoveanu. Săruna. Bună seara încă o dată. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, era sigur. Nu la asta mă refer, nu numai la asta mă referam. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați scris atâtea cărți, avându-mă pe mine de personaj principal. Da, da. Este vorba, desigur, despre Motanul Mirciulică, toată lumea știe și m-am simțit de fiecare dată extraordinar când am citit cărțile respective. Am avut și o iluzia că sunt deștept, pentru că Mirciulică era un motan inteligent. Da. Mai scrieți, doamnă, cărți cu Melania Lucu? Nu, Melania totuși are 90 și ceva de... Păi da, dar dumneavoastră puteți să-i modificați vârsta, nu? Nu se mai poate. Nu se mai poate? O soră geamănă ca într-o telenovelă care se... Nu mai, nu. Melania e Melania. Mă rog, a schimbat ea motanii, dar vârsta greu. Dar apropo de cărți, citisem undeva că Agatha Christie concepea cel mai bine un roman în bucătărie, spălând vase. Dar dumneavoastră cum se naște un roman polițist cu atâtea intrigi, cu atâtea povești? Care este procesul? Nu știu, cred că este spontan. În funcție de roman, în funcție de împrejurări, depit la apropo că vorbesc de Melania. Mi-aduc aminte că eram la dentist și în timp ce asistenta îmi pregătea o mixtură aia care se pune la plombă, așa, m-am gândit, zic, uite ce ușor m-ar putea omorâ ăsta acum. Să bage în melanj puțină ceanură, pune o plombă provizorie, eu plec. Mă rog, peste o oră, peste două sau nouă, după ce mănânc, plomba se desface, eu înghit pastila și mor departe de locul crimei și de criminal. Nu mă mai duc la dentist în viața mea. Doamna, eu și așa nu vă doresc, da. Am înțeles că, mă rog, nu veți mai scrie cărți cu Melania Lupu, pentru că ea, Melania Lupu, e un personaj care are acum o personalitate independentă și nu putea să mai transformați. Sunt 7 romane cu Melania. Sunt, da. Da. Minerva. Minerva și ei la pensie, de mult, Dumnezeule mare. Până și Dobrescu. Cum, și Dobrescu? Păi da. Dar pe Minerva au promovat-o? Da, dacă vreți dumneavoastră, dar are importanță. Da, nu, sunt bătrâni. Dumneavoastră, când v-a apucat să scrieți un roman, da. Eu am văzut, tot văzut imagini din astea în filme polițiste cu scriitorul și ce, tot scriu la mașină de scris. Da. Nimeni nu scrie la computer, parcă, nu știu, am fi rămas cu toții pe vremea lui Sherlock. Dar asta încă e mare lucru că scriem la mașină. Da? Se scrie de mână, sigur că da. Dumneavoastră nu folosiți computerul? Nu știu, pentru mine e ceva așa, mă și umilește. Și scrieți de mână? Da, nu, mașina, mecanic, cum se spune. Deci exact ca în filme. Până da, acum. Exact ca în filme. Extraordinar. Și de unde vă inspirați în crearea personajelor? Pentru că aveți o să folosesc un stereotip, o paletă atât de largă de personaje, de tipologii umane și de multe ori m-am întrebat, dom'le, zic, oamenii ăștia parcă i-ar fi întâlnit. Cum îi creați? Pe mulți i-am întâlnit, pe mulți i-am cules după în Crăciun. Să fiu iertată. De prin Crăciun. Da. Bine, pe Melania Lucu ar fi fost destul de greu să o... Bine, ea este o combinație. Da. Ea e o combinație din, mă rog, creată din mai multe personaje. La mare, pe plajă, în străinătate, fiecare personaj, dacă te uiți atent la el, îți sugerează ceva. Vă place viața de noapte? Da, îmi place. Și... Nu se prea recunoaște și nu înțeleg de ce. Pentru cine fond sunt barurile? Pentru, nu știu, pentru marțien, pentru mafios doar. Da, există această imagine. Da, există o mentalitate, da. Da. Și dumneavoastră mergeați foarte mult în cărcium, în baruri și de acolo vă inspirați? Mergeam. Extraordinar, da. Aplauze pentru doamna Rodica Jocase. Mi se pare... Da, adică... Ultimul lucru la care m-aș fi așteptat, știi, de la un om care se duce într-un local de noapte, e să facă muncă de cercetare. Deci asta mi se pare... E, nu, am îmbinat utilul cu plăcutul. Adică mie mi-a plăcut să merg într-un bar și pe de altă parte mi-am cules și informații. Din cauza asta nu prea vă uitați la televizor, nu? Ca să fiu sincer, mă uit la filmele în care se bat băieții în bocanci. Kickboxing, Chuck Norris. Excepțional. Atunci... Vă rog să vă uitați vineri seară la Antena 1 pentru că o să fie filmul Risc Maxim cu Jean-Claude Van Damme. Numai bocanci în gură, numai e nenorocire. Dinți pe pereți.
Apropo de film, romanele noastre au generat foarte multe scenarii. E ușor diferit să scrii pentru film sau pentru televiziune decât pur și simplu un roman? Nu, e mult mai ușor un scenariu. Pentru că nu ai nevoie decât de personaje și replică. Ori dacă astea sunt la îndemână... Chiar și acum, la TVR rulează un serial după un roman de-al dumneavoastră. Da, sau e scris scenariu special pentru televiziune? Nu, 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 nu. E un roman pe care l-am ecranizat la cererea televiziunii. Povestea imorală. A rămas și scenariul pe același... Da. Haideți să revenim puțin la subiectul ăsta cu televizorul. Eu am auzit că dumneavoastră n-ați avut televizor până în anul 1991. Da, da, corect. Păi, doamne, cum, nu, eu nu înțeleg cum ați putut să, nu știu. Păi și ce vedeai la televizor până în 1991? Păi mai, îți mai aducea un prieten un video, te mai uitai la o casetă sau da, e adevărat. Băieți învățau bulgară, nu țineți minte? Da, să te uitai la bulgară, exact. Te uitai la Studio Hix și era... N-am înțeles niciodată nimic. Dacă nu cunosc limba sau n-am titraj, s-a terminat. Dar totuși de ce n-ați avut televizor? Cred că am fost influențat aici un pic și de bărbatul meu, deși am avut mult timp și fără el. El spunea că televizorul omoară serile și conversația, înseamnă să nu mai ieșim. Și nici să nu mai stăm de vorbă. Acum vedeți, conversația s-a mutat la televizor. E altceva. Da. Iar în 91, când au început evenimentele din... piața universității și mă captivau, mi-era foarte greu. Mă captivau? E, cum să nu? Deșifrați acolo un scenariu sau... Ce nu se putea face acolo? Mi-era greu să urc tot timpul, mama stătea la etajul întâi, să mă duc la ea la televizor, pierdeam vino momentul... Vino că e ceva nou în da, piață. Pierdeam, da, pierdeam momentul fierbinte, exact când se terminase, nu mai... Și de asta v-ați luat televizor pentru piața universității. Da, da, extraordinar! Da. Doamna, dacă ați fost și vă duceți prin atâtea localuri de noapte în căutare de personaje, de inspirație sau, mă rog, de relaxare, cunoașteți termeni din argou? Păi tot romanul ăsta, tot... În primul rând, toate romanele mele au cel puțin un personaj care vorbește în argou. Pentru că amuză, dă culoare, în fine, pitoresc. Dar povestea imorală este scrisă exclusiv în argou. Adică toate personajele... Toate personajele vorbesc, polițiștii, infractorii, sigur că un profesor universitar nu vorbește în argou, deși nu cred că i-ar sta rău. Da. Asta ar fi o imagine interesantă. Da. Cum ne-am obișnuit cu intelectuali scorțoși? Adică un om de litere poate vorbi și în argou. Argou este un limbaj. Da, dai seama ce a fost să fi venit domnul academician Răzvan Teodorescu, știi? Și să fi zis... Marfă de misiune! Oreste, bagă la bostan ce-ți gavaresc! Știi, adică... Puteți să ne dați un exemplu de frază argotică pe care o folosiți? Ei, folosesc multe, așa... Una zemoasă. Care m-au amuzat și are o față de confort 3. Da, dacă aș arăta ca matale, aș umbla cu spatele. E bună. Sau mi-a zâmbit de sub tramvai, foarte mult. Sau, cum a fost la mormântare? Ce? Mișto coliva nasol momentul. Haideți să o supunem unui test, da? Da. Ce înseamnă, vă rog să ne traduceți expresia, a făcut talpa cu o coajă de pe Bulevardul 6 a 3-a până la Pietroiu Crăcănaț? S-a plimbat cu o fufă. Da. Pe 6-a 3 era 6 martie. Așa. Actualmente Elisabeta, până la Arcul de Triumf. Cum? Pietroiu Crăcănaț? Ăla era. Extraordinar! Eu mărturisesc că am cumpărat revista Unica din mai multe motive, dar un motiv principal erau... Povestirile. Scurtele povestiri ale dumneavoastră și aveți acolo tot felul de personaje, țigănci foarte bine construite, bătrâne, tineri, rapper și ați intuit foarte bine viața asta tinerei generații, cu bocanci, cu tălpi, cu asta. Păi încerc să nu fiu depășită, încerc să nu scriu ca înainte de 89. Sau să mi se spune secolul trecut, lasă, gata. Încerc să țin pasul și mă și amuză. Da, dumneavoastră ați avut, mă rog, o adolescență extrem de... Agitată, nu? Da. Am auzit că ați avut niște probleme la un moment dat cu facultatea. Da, mă, bune cazuri, da. Și eu am înțeles că ați fost chiar exmatriculată la un moment dat, după care ați... Da, în 56.
În 56? Da, evenimentele din Ungaria. Când a fost atunci curățenie mare în universitățile românești, pot să spun. Au fost mulți exmatriculați atunci. Dar după aceea ați reluat și ați terminat dreptul. Am făcut un an de fabrică. Se purtau reabilitările și una n-am scăpat nici o modă. Așa că m-am reabilitat un an ca muncitor necalificat. Și după aia mi-am putut să dau din nou examen la orice facultate aș fi vrut. Până atunci nu aveam dreptul. Și am reluat... După acum aveți dreptul pentru că l-ați terminat. Da. Da, da, am înțeles. Deci am tot vorbit despre imaginea asta de scriitor, de romane polițiste, da, pe care le vedem tot timpul în filme. Da. Există și reversul medalei, în sensul că și scriitorii de romane polițiste se uită la... la filme? Cum să nu, Dumnezeule mare. Sunteți o pasionată a genului? Sunt o pasionată a genului. Mă refer acum la... genul a evoluat foarte mult. Pentru că mereu se vorbește de Agatha Christie. Agatha Christie, în momentul de față, rămâne o mare scriitoare, dar pentru epoca ei. Nu știu dacă ați băgat de seamă sau sunt în asentimentul publicului, dar filmele făcute după ea nu sunt dinamice, pentru că romanele nu sunt dinamice. Așa e. Adică, practic, ne învârtim, da, în jurul unui... Sunt oamenii aia într-o cameră, se stinge lumina, țipă cineva, cine a... Și au un parfum de omorât. Cel mai greu. Cine a bărbierit asta? Și să știți că e cel mai greu genul enigmă, că asta este genul enigmă în cadrul romanului polițist. Dar faptul că stă numai pe anchetă și nu se mișcă, oamenii nu mai suportă. Uite, mă uitam la niște filme făcute cu Alain Delon, tot polițiste, prin anii 60 și ceva. Aplauze pentru Alain Delon, da? Da. Era slăbiciunea generației mele. Atunci eram înnebunit când prindeam un film cu Alain Delon. Vreau să spun că acum m-au plictisit, după 30 de ani. Nu mai au dinamismul. Uitați-vă la filme americane, iar mă întorc la Chuck Norris, la Lamas, la atâția. Schwarzenegger. Schwarzenegger, ăla, la Van Damme, da. Stallone. Doi pumni și o replică, știi? Da, e altă modă, probabil. Dar apropo de enigmă, pot să vă pun o ghicitoare? Știți cum se sinucid fetele generației pro? Urmărindu-vă. Nu, se arunc. Excepțional! E un răspuns mai bun decât cel clasic. E simplă replică. Răspunsul clasic era se aruncă de pe tocuri. Asta. Ah. Vezi cum ne lași descoperiți? Faci greșelile. Nu, dar aia merge oriunde, ce spuneți una, se aruncându-se de pe tocuri. Se poate folosi. Am mai citit, am mai aflat că doamnei Rodica, un joc brașoveanu, i-ar plăcea, dacă ar avea, mă rog, posibilitățile materiale necesare, i-ar plăcea să locuiască toată viața într-un hotel de lux. Păi de ce, doamne, că există concepția asta, că, doamne, să am casa mea, de toată lumea e... Da, e adevărat, deci pentru cine are corect, așa e. Da. Dar, în general, femeile au obsesia asta pentru casă. Nu mă place foarte mult la femei, că... Nu, se vede. Situația e de așa.